Alo. Bună ziua, sunteți în direct. Săruna doamna Cristina, să trăiască domn profesor. Trăiesc și dumneavoastră. Vreau să vă întreb, lăstarii care au crescut anul acesta la muri și la zmeuri, îi pot scurta la o anumită înălțime? Dar de ce vreți să-i scurtați acum? Vedeți că acolo rupeți florile, tăieți florile. Păi nu rodesc. Dar au crescut prea mult, au ajuns la 3 metri lungime. Am înțeles, deci în vârful lor va trebui să înflorească. Deci la zmeuri și la muri numai lăstarii de an. Din anul respectiv înfloresc și fac rodă. Ideea este că trebuia să eliminați lăstarii. Eu am tot spus, smerul și murul, să elimină lăstarii care apar în anul acesta și să lasă doar în funcție, direct proporțional cu vârsta plantei. Nu trebuia să-i lăsați pe toți. Că ei vă sunt folositori la anul. Da. Înțelegeți? Dacă dumneavoastră îi scurtați acum... Înțelegeți? Azi, primăvară, când din pământ sau din rădăcină au ieșit lăstari, trebuia să alegeți 3, 4, 5 în funcție de vârsta plantelor și restul trebuia să-i tăiați razant cu pământul. I-am lăsat și pe cei care au răsărit anul acesta. Păi trebuia să-i lăsați pe câțiva, cei mai viguroși, care să vă asigure fructificarea anul viitor. Dar acum să-i tăiați de jumătate sau de 3 sferturi, ca și cum n-ați făcut nimic. Că o să lăstărească, imediat de sub tăietură o să crească alt lăstar. Deci hrana tot o consumă. Da, am înțeles.